sesie aceasta de neurologie a spitalului din Dej, cu binecuvântarea cerească și pe cei care cu frică de Dumnezeu vor lucra aici și se vor trata aceasta prin binecuvântarea și trofirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvintează, Doamne, ca bine cu acest. S-au făcut foarte mari investiții la Spitalul Municipal Dej. Pe lângă finalizarea secției de psihiatrie, s-a modernizat secția de nou-născuți, secția de terapie intensivă și acum suntem în faza în care azi am inaugurat secția de neurologie, mai având încă o etapă, secția de chirurgie și blocul operator. Sperăm că într-un an de zile și aceste secții să le putem moderniza, astfel tot pavilonul acesta va fi modernizat maxim un an de zile. În această perioadă, pe lângă modernizarea secțiilor efective, s-au făcut eforturi foarte mari pentru mobilier și, în același timp, pentru aparatura necesară investigațiilor. Urmă cu 2 ani de zile am finalizat un proiect ambulatoriu în valoare de 500.000 de euro, proiect care a fost finanțat pe fonduri europene. Peste o lună de zile o să vă invităm să inaugurăm frumoasa investiție la tomograf în municipiul Dej și iată că Spitalul Dej, pe lângă investițiile care le-am făcut, am felicitat azi tot personalul, conducerea spitalului, personalul medical, pentru că au făcut eforturi extraordinare, profesionale, să asigure tot ce înseamnă sprijinul medical și, în același timp, investigațiile medicale pentru pacienții care au apelat la Spitalul Municipal Dej. Este vorba despre secția de neurologie, care are în structură 25 de paturi. Este una dintre secțiile cu cei mai buni indicatori, care este plină aproape tot timpul anului. Reabilitarea ei constă de la partea termică, partea electrică, deci practic știți, tot ce a fost vechi a fost din 1977, s-au refăcut absolut toate instalațiile, s-a mărit din saloane de 6 paturi, s-a ajuns acum la saloane de 4 și de, așa cum ați văzut, de câte 2 paturi, saloane care dispun fiecare de către baie separată, băi cu intrări largi în care pot să intre inclusiv persoane cu dizabilități, deci se poate intra cu cărucioarele. Va fi și o baie pentru persoane cu dizabilitate specială, cu dispozitivele respective. Mobilierul este complet schimbat, absolut tot. Circuitele sunt respectate, tot. Deci s-a ajuns dintr-o singură baie care era înainte și de servea, practic atunci era și secția de neurologie pe acest etaj și secția de recuperare, era undeva la vreo 40 de paturi. S-a ajuns acum la un număr de 9 toalete pe etaj, condițiile hoteliere sunt mult mai bune, așa cum ați văzut, se folosesc aceste materiale care sunt antibacteriene, avem o mașină cu care le curățăm, deci cam aceasta a fost reabilitare. De unde ați avut banii pentru reabilitare? A fost o chestie comună, un efort comun împreună cu Consiliul Local, o parte din sumă a venit de la dâns și o parte din sumă am avut-o noi. Și împreună am zis să mergem mai departe. Din punct de vedere al personalului, aveți probleme cu această secție? Nu, suntem în regulă cu personalul pe secția aceasta. Câți medici vor? Doi medici neurologi. Avem doi medici neurologi angajați. Care vin din Cluj sau nu?
o doctoriță vine din Cluj, iar o doctoriță locuiește în Gherla. În Gherla, este din Gherla de loc și locuiește acolo. Ce și cealaltă vine din Cluj. Ce secție aveți în plan să o reabilitați în perioada următoare, să modernizați? Practic, cu cele 25 de paturi care au fost date, practic, redate în circuit, renovate, astăzi am ajuns la un număr de 235 de paturi din 348 de care este spitalul municipal. Deci, urmează să mergem de săptămâna viitoare la etajul 4, practic mutăm într-o altă locație secția de chirurgie, după obținerea vizelor sanitare, bineînțeles, și ne apucăm de renovat secția de chirurgie, o secție cu 40 de paturi. Sperăm ca până la sfârșitul anului să fie aproape finalizată. Și tomograful când estimați că va fi pus în funcțiune? Tomograful sper ca 30 de zile, 30-45 de zile să fie pus în funcțiune. Depinde, deci practic nu depinde de noi, depinde de obținerea autorizațiilor de la CNCAN, fiind o unitate nucleară, e vorba de autorizații speciale și durează puțin până se obțină. Aparatul, în schimb, este aici, spațiul este gata, mai trebuie făcută doar rampa de acces. În rest, urmează acestea, firma va veni și va instala aparatul doar în momentul în care se obțină autorizațiile, că așa este vorba de o firmă nemțească și știți cu nemții nu te joci. Cu seriozitatea lor, practic dânșii vor veni din Germania, echipa va veni și va instala aparatul.